Maia Sandu a semnat astăzi decretul privind desemnarea Nataliei Gavrilița la funcția de prim-ministru. Asta după ce de dimineață șefa statului a avut consultări cu fracțiunile parlamentare la acest subiect. Deputații PAS și cei de la Șor au anunțat că o vor susține pe candidată. În timp ce aleșii poporului din blocul comuniștilor și socialiștilor nici nu s-au prezentat la președinție. Aceștia o așteptau pe Maia Sandu la Parlament pentru consultări, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Așa că, drept răspuns, au declarat că nu o vor susține pe Natalia Gavrilița la funcția de prim-ministru. Fracțiunea parlamentară PAS a fost prima care a venit la consultările formale cu președinta Maia Sandu. Liderul fracțiunii a confirmat că șefa de stat a înaintat candidatura Nataliei Gavrilița pentru funcția de prim-ministru a Republicii Moldova și a spus că ei o vor susține. Ieri, în cadrul ședinței fracțiunii, am discutat, am și pus la vot și unanim fracțiunea PAS a nominalizat-o pe Natalia Gavrilița pentru funcția de prim-ministru a Republicii Moldova. Deputații PAS nu au dorit să dea detalii și despre lista viitorilor miniștri. Au spus doar că aceasta va include și câțiva aleși ai poporului din fracțiunea lor, dar și persoane care au făcut parte din guvernele anterioare. Întrebat dacă printre ei se vor regăsi și nume de pe listele altor partide, Mihai Popșoi a spus că nu este sigur de acest lucru. E firesc să se regăsească și unii colegi din fostele garnituri guvernamentale, dar și persoane noi, însă persoane notorii. Iar cei din Partidul Șor au venit la consultări fără să propună un candidat la funcția de premier, așa că deputata Marina Tauber a spus că fracțiunea lor o va susține pe Natalia Gavrilița. Noi nu vom înainta nici un candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Noi, desigur, că avem candidatul nostru, dar noi înțelegem, așa cum am zis și ieri în Parlament, noi înțelegem foarte bine că majoritatea parlamentară o să aibă voturi necesare. Nu s-au prezentat la consultări doar deputații blocului comuniștilor și socialiștilor, care, în schimb, au anunțat că o vor aștepta pe Maia Sandu la Parlament. Întrucât întrevederea așa și nu a avut loc, aceștia au ieșit într-un briefing de presă în care au declarat că regretă faptul că președinta nu a venit la ei. Probabil doamna președinte consideră că trebuie să vină în Parlament doar pentru declarații care durează mai mult de 40 de minute și sunt pe locuri sterile. Iar drept răspuns au anunțat că nu vor susține niciun candidat propus de Maia Sandu. Indiferent ce candidat nu va fi, inclusiv și Natalia Gavrilița, care a avut deja două tentative și în cadrul cărora nu a acumulat niciun vot măcar de la deputații ei, noi suntem într-o opoziție care va critica ferm și dur această guvernare și va taxa toate greșelile. Între timp însă a fost deja publicat decretul de desemnare a Nataliei Gavrilița la funcția de prim-ministru. Totodată, președinta a lăsat și un mesaj pe rețelele sociale în care a scris că are toată încrederea că prim-ministrul desemnat va veni cu o echipă integră și profesionistă și că în cel mult 2 săptămâni Republica Moldova va avea un nou guvern care să însemne și un nou început pentru țară. La rândul ei, Natalia Gavrilița a scris pe Facebook că la începutul săptămânii viitoare va face publică lista de miniștri care speră să fie votată de Parlament. Acum, fosta ministra a Finanțelor, Natalia Gavrilița, are la dispoziție 2 săptămâni pentru a constitui echipa și pentru a elabora programul de guvernare pe care să-l prezinte Parlamentului.